Împreună zicem Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Mai dați-vă mâna odată, am movit mai ușor, că a scăpat și de bani. N-ați avea motive. Deschidem cuvântul Domnului în Evanghelia după Luca. Avem cina Domnului în biserica noastră, nu știu dacă ați mai participat mulți dintre noastră la lucrul acesta și vrem să explicăm puțin ce e aici. În Luca, în capitolul 22. De la versetul 14 la versetul 23. Când a sosit ceasul, Iisus a șezut la masă cu cei 12 apostoli și le-a zis: am dorit mult să mănânc Paștele astea împreună cu, înainte de patima mea, căci vă spun că de acum încolo nu le voi mai mânca până la împlinirea lor în împărăția lui Dumnezeu. Și a luat un pahar, a mulțumit Dumnezeu și a zis: luați paharul acesta și împărțiți-l între voi, pentru că vă spun că nu voi mai bea de acum încolo din rodul viței până când va veni împărăția lui Dumnezeu. Apoi a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și le-a dat-o zicând: acesta este trupul meu care se dă pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea.
Tot astfel, după ce au mâncat, a luat paharul și l-a dat zicând, acest pahar este legământul cel nou făcut în sângele meu care se varsă pentru voi. Dar iată că mâna vânzătorului meu este cu mine la masa aceasta. Negreșit fiul omului se duce după cum este rânduit, dar vai de omul acela prin care e vândut el. Și au început să se întrebe unii pe alții cine din ei să fie acela care va face lucrul acesta. Amin. Reocupăm locurile. Câtă vreme am făcut școala de teologie la București, ne-a spus foarte clar că un predicator n-are voie să se scuze niciodată. Că e bolnav, că n-are chef, că s-a certat cu nevasta acasă. El trebuie ca să fie lapte și miere și bucuros. Deci ca și clownia de la McDonald's. Așa am învățat la școală, să nu mă plâng. Dar nu pot să vă spun, să nu vă spun până ce am trecut. N-am dormit azi noapte pentru că siropul de tuse, de care eu dorm, cu care dorm seara, l-am băut pentru că am tușit și l-am băut tot. Și n-am mai dormit azi noapte că nu mai aveam sirop. Și atunci mi-am adus aminte că un prieten mi-a dat niște medicamente foarte bune de somn. Am băut una și am simțit că ceva nu e în regulă. Asta a fost dimineața pe la 5, după ce n-am dormit nimic. Dimineața, târziu, deci când s-a văzut bine, m-am uitat pe... Să văd ce am băut, totuși, că eram ciudat. Olanzapină, pentru cei care știți puțin, se dă cu totul la alte lucruri. Acum vă văd mulți, foarte mulți, când mi-e cald, când mi-e frig. Și plus după aceea îmi pare că suntem mai mulți de la medicamente. Îmi pare că unul vorbește, celălalt îi răspunde. Am vrut să și cânt în cor astăzi. Dar în sfârșit, treaba mea e ca să predic și Dumnezeu să mă întărească. Amin. Cu masa asta, duceți-vă aminte cei care eram în biserica dincolo pe Plopilor, aveam direct pe anvon, puneam pâinea și vin într-o sticlă de suc de multe ori și asta. Și masa asta am adus-o de plastic, am cumpărat chestia asta, am făcut-o, am pus farfuriile astea speciale. La biserica ortodoxă sau catolică, preotul stă cu spatele la oameni, tot e băgat în altar, e o taină, nu se vede nimic, nu știi despre ce e vorba. Oamenii parcă cu frică fac lucrul ăsta, de aceea cei mai mulți români nu fac treaba asta, pentru că îi prinde frica. Și tot ne-am întrebat, oare ce se întâmplă când preotul în biserica ortodoxă spune și prefă-le prin Duhul tău cel Sfânt în trupul tău, și în vinul tău. Și atunci ne întrebăm, oare ce se săvârșește la rugăciunea bisericii și a preotului? Ce se schimbă? Ce se schimbă la noi când spunem, uite, aici e pâine și vin și ne rugăm imediat ca Dumnezeu să transforme pâinea aceasta prin Duhul Sfânt în trupul Domnului Iisus Hristos. Și vinul acesta în sângele lui Iisus Hristos. Pâinea va rămâne pâine, o băgăm la microscop, ne dăm seama că aceeași... Vinul rămâne vin. Dar în el se întâmplă o transformare spirituală care are de-a face cu mântuirea ta, cu veșnicia ta, cu puterea ta, cu vindecarea ta, cu viața ta. Eu am crescut și în bisericile noastre, totdeauna mă gândeam, oare cei după, era un șervet din acela mare, frumos făcut, un prosop din acela făcut la război și îl punea deasupra. Frământarea mea de copil, bă, ce e acolo după? Când am fost la Cărpinet, parcă am povestit odată, când am fost la Cărpinet, atât de mare a fost dorința mea să văd ce e acolo, încât ei țineau cină până la ora 12, când o dădeau, într-o altă cameră. Am plecat. Am uitat sub farfurie o azimă. Am mâncat-o. M-am împărtășit clar și singur. Dați seama când au venit frații, nimeni nu a văzut nimic. Au dus tava cu toate acolo și când au văzut că nimeni ce bătaie a mâncat. Că nu, după împărtășanie, întotdeauna vine încercarea. Știți ce ne ajută cina asta pe noi? Să vedem corect. Să vedem corect. Și cina întotdeauna m-a învățat să mă văd corect pe mine însumi. Pentru că masa asta a Domnului te învață să fii corect vis-a-vis și să te vezi pe tine
câți centimetri ai din punct de vedere spiritual. Toată viața ne comparăm cu alții. Ce Iisus Hristos, stați la masa mea. Trei feluri de imagini am pentru masa de astăzi. Masa aceea milei. Când împăratul zice, aduceți la răspântii, șchiopii, rupții, amărâții, săraci. Aduceți-i să le dau să mănânce, zice împăratul, la masa mea. Asta e o primă imagine. Aici e masa milei. Noi suntem asistații sociale a lui Dumnezeu. Parcă nu ne convine că ni se spune așa. Dar tot ce avem și veți vedea de seară, avem de la El. Și de fapt ne dă El toate aceste lucruri și de la El primim, n-avem nimic. N-ați adus nimic cu dumneavoastră când ați venit și nu o să duceți nimic când o să plecați. O să ne rămână toate aici jos. Mai văd aici, știți, o masă a unui rege. Regii stăteau la masă cu ambasadorilor, cu miniștrii și automat îmi dau seama că aici avem un rege și aici am ambasadorii lui Iisus Hristos. Deci automat de la asistat social am ajuns în universul acesta, am ajuns să fim fii de rege. Să stai la masă cu Domnul Domnilor. Să știi că te bate pe umăr și zice slugă bună și credincioasă, extraordinar. Stai la masă cu regele și mai văd ceva. Masa la care a stat Iisus Hristos cu ucenicii, cu prietenii. O masă a prieteniei. Suntem frați și prieteni în trupul lui Hristos. Un om, niciodată un om rău nu cântă. Ați cântat astăzi. Ați dovedit că nu sunteți iremediabil răi. V-ați îmbrățișat, v-am pus să vă dați mâna. E un lucru fantastic pentru cei care mai aveți mâini sau ochi să vedeți. Pentru cine nu stați în casă cu draperiile trase din cauza depresiei. Câte vreme mai ai un prieten pe cine suna, e o masă pentru prieteni aici. Ce Iisus Hristos nu vă mai numesc nici prieteni, nici ucenici, nici frați, nici ucenici. Vă numesc prietenii mei, zice Iisus. Să fii prieten cu Domnul. Nu te cunoaște nimeni poate în oraș. Poate trăi orașul acesta fără tine, liniștit. Te cunoaște Dumnezeu și pentru El e și important. Dumnezeu nu are oameni de mâna a doua. Dumnezeu nu are oameni second hand. Dumnezeu are oameni pe care zice, voi sunteți prietenii mei, ambasadorii mei, asistați mei social. Totul e gata, nici un cost pentru noi. N-am plătit nimic din toate aceste lucruri. L-a costat pe El. Noi nu venim aici ca să celebrăm victoria noastră din urmă cu o lună. Noi am venit aici ca să celebrăm victoria Lui. Pentru că eu personal vin dintr-o lună de înfrângeri. În păcatul, iar în mintea mea, în sufletul meu, eu vin la masa asta înfrânt. Vin la masa asta cu voi. Și voi aveți înfrângerile voastre. Ce nu știu că zâmbiți așa, zâmbet de clown și la voi. N-avem nimic, totul de la El. Suntem prietenii Lui, am venit fără niciun merit, n-am plătit nimic, am venit în locul acesta și am zis, pot să stau și eu cu tine la masă. Nu vă dați seama, e fantastic să știi că ai la cine spune durerile, necazurile și te poți vedea, bă, ăsta sunt eu. Venim. Încă mai avem păreri bune despre noi și nu bine. Încă mai credem că suntem creștini și bisericoși și oameni buni, băieți de treabă. În fiecare din noi o sămânță crimei. În fiecare din noi mai repede ne vine să punem mâna pe armă, să dăm drumul la girofar, să spunem un cuvânt. Dau o suliță înapoi. Încă mai credem că la noi mântuirea, suntem depozitarul ortodox și nu mai vorbesc cu un țin cu dinții și cu barba de ea. Încă mai credem că, le spuneam tinerilor zilele acestea, ei nu cunosc multe. De exemplu, tinerii nu știu, de exemplu, că Colgate, firma Colgate, a fost înființată de Samuel Colgate, un mare om al Dumnezeu. Și acum, Colgate Palmolive, da, poate vă spune altceva. Firmă mare. Soamne Dumnezeu. Omul acesta, Samuel Colgate, a fost predicator. A predicat toată viața lui până a murit.
și-a dat 90% din avere. A rămas cu 10% în ultimii ani în viață. A zis, cea mai mare fericire care pot să o am, să știu că pot vorbi despre Dumnezeu altora. Parcă cu cât ești mai bogat, din punctul ăsta de vedere, cu Dumnezeu, parcă ești mai smerit într-un fel. Și o predicat odată, într-o biserică, în Anglia, și biserică nouă, aranjată, spiritual, ca noi, nu știu. Și la un moment dat a venit și a zis, este cineva care vrea să-și predea viața lui Iisus Hristos astăzi? Și a zis o femeie, da, aici. Când a văzut-o toți din biserică, cine vine? De pe centura orașului. O cunoștea tot orașul. Și a zis, toată biserica îi o aplaudat. Mare puterea Dumnezeu. La care zice, ea de aici în față, zice, mă cunoașteți cine sunt. Mă cunoașteți și ce am făcut. Zice, abia aștept să fiu botezată și să fiu membru acestei biserici. Automat s-a lăsat tăcerea. La care fratele Samuel Colgate s-a ridicat în picioare și a zis, fraților, eu am impresia că noi nu ne-am rugat bine. Noi trebuia să ne rugăm la Dumnezeu și ce tip de păcătoși să ne ducă în față. Să nu ne aducă El toți păcătoșii care noi nu-i vrem. Noi poate că aveam o serie de păcătoși care spuneam, Doamne, numai din aia să ne duci. Păcătoși cu păcate mai micuță, mai drăgălașă. Ne aduci nou pe, Doamne, iartă-ne că nu ți-am spus ce fel de oameni să mântuiești. S-a așezat tăcerea peste biserică și apoi a început să plângă oameni. Cine ești tu să judeci? Robul, roba altuia. De unde știi tu cât de dureros să lupți și de mult să luptă? De unde știi câte frământări are acasă? De unde știi ce se ascunde sub zâmbetul ăla de stewardesă? De unde știi? De unde știi? M-a sunat un frate zile acestea, aseară de fapt, când a zis, ce zic de generația aceasta de tine de aici? Nu s-o alege nimic, praf și pulbere, și-am zis, tânărul ăsta care îmi zisești tu două zile, acum nu am mâncat, vineri și sâmbătă. Așa a zis să postiți. Știți cum mă văd la cina asta? Mă văd fără merit. Nici nu-mi vine să mă uit. Mă gândesc ce-am meritat să stau la masă cu el. Ce-am făcut? Ce meriteam? Numai lucruri rele toată luna. M-am enervat, țipat. A fost rău cu cei din casă, cu voi. Vin și stau la masă. Da, merit. Niciun merit. Să nu mai ziceți niciodată când trec pe lângă dumneavoastră cu pâinea, frate, nu iau că nu-s vrednic. Să nu mai zici niciodată, dar ce, ai fost vrednică vreodată? A fost vreodată vrednic? Știți, când suntem cu El la masă, vedem și cine e El. Niciodată nu văd mai puternic ca acum, astăzi. Câteodată parcă simt că e înfrânt în mine, o abandonat lupta. Dar astăzi îl văd puternic. Ce cină asta până la urmă? Anamnezis, aducerea aminte. Anamnezis, când uiți, aduți aminte. E ciudat, povestea un pastor, a avut o casă de copii.
7 copii a avut sau 8. A duce la casa de copii. Când l-am văzut, zice, cum e de îmbrăcat, a venit la mine băiatul, a venit cu pălărie pe cap, atâta stătea de rău, parcă era un hipster. Micuț, vă dați seama, costum, niște haine rele pe el și mirosea a urină, mirosea nespălat, automat i-am spălat, când au venit la noi, la casa noastră, copii și haine, hainuță la fiecare. El zice, eu nu dau pantaloni așa jos. Băi, dai, îți dau alții. Bun, uite, scurați. Tot așa, luptă-te cu el să-și dea mai eu, spar tot, nu știam pe unde să-l dau. Măi, îți dau mai eu nou. Tot a fost bine până la pălărie. Nu o dau nici mort. Bă, dai că ți-am cumpărat alta nouă. Nu mă l-am văzut că bagă mâna în pălărie și trage căptușala. Căptușala roșie cu ceva fluturi pe ea. Zice, căptușala nu o dau. Că zice că e din rochea mamei. Mama mea a murit, zice. De câte o imur la căciula din cap, o văd și mi-aduc aminte de ea. Aici nu e o căptușală. Să-i aducem aminte de Hristos. Aici e El. Niciodată să nu căutați altceva decât originalul. Ne ducem și sărutăm pe munți tot felul de oase. Lucruri, oameni, uitând de fapt când Biblia scrie sărutați pe Fiul să nu se mânie. Numai El trebuie înălțat. Domnule, am vrea să-L vedem pe Iisus. Să nu vă duceți, să nu vă opriți niciodată din drum. Să-L vedeți pe El și puterea învierii Lui. Aici îl văd tare. Aici îl văd învingătorul. Aici îl văd că sute de oameni. Duminica trecută, slavă Lui Dumnezeu pentru toate, l-am întrebat pe Ghiță Rogojan în septembrie cât am avut la cină și mi-a spus peste 800 de oameni care au luat cină. Aleluia! M-aș fi gândit vreodată asta. Vreau să știu că aici sunt oameni care au un Iisus biruitor, puternic. Pâinea și vinul de aici e semn nu numai a prezenței Lui, e semn a puterii Lui. El este împăratul, El nu e un Crist cârcit pe cruce, prins în cuie. El e Domnul domnilor și împăratul împăraților. El e călare pe cala alb și în urma Lui vin oștile de îngeri. El nu e un prunc neajutorat la mama Lui în brațe, că pe pruncii minți, pe pruncii uiți. Ce să le spui de prunci unui popor ca românii care și-au omorât 23 de milioane de copii în pântecele mamilor în ultimii 50 de ani? Despre ce să vorbim aici? Oameni buni, am auzit că zice că numai Domnul mi-a mai rămas. Aleluia! Nu știi ce har ai. Că ne mai avem câte un om, mai are cine ne dezamăgi, mai are cine ne trăda. Vrei să-ți plâng de milă că ți-a mai rămas doar Domnul? Fericit-o! Fericitule! Aici este un semn pe care noi îl purtăm ca și băiatul ăla căptușala de la pălărie. Când Hristos în mine, îl duc afară și spun Hristos în mine, nădejdea slavei, sunt templul Duhului Sfânt. Abia aștept să știu că veți face asta astăzi. Vreau să văd eu astăzi ce fac sfinții care stau la masă cu Hristos. Le-am spus studenților mei ieri, pe vremuri predicatorii erau mai puțini și foarte multe cântări erau obligate ca să aibă un mesaj puternic, pentru că prin cântare omul auzea cuvântul. Acum undeva m-am pierdut și ne luptăm și aici în biserică să aducem cântări care să aibă un mesaj, că în ziua aceea în care nu poți deschide gura, cântarea să te motiveze să te ducă spre Hristos. Și am descoperit o cântare, nu știu cine a scris versul ei, nu știu, nu l-am găsit, dar am găsit o cântare, ascultați ce versuri avea, cântare care se cânta în urmă cu 80 de ani.
De ce te plângi când toți lovesc în tine? Rămâi mereu o stâncă de granit, un pom sădit chiar lângă drum, știi bine, când are rod de toți, este lovit. De ce te plângi când ai căzut pe cale? Eroi cad și se ridică iar. Totdeauna partea vieții tale de te ridici vei deveni un far. De ce te plângi când marea se frământă, iar barca ta purtată e de val? Căci noi plutim spre patria cea sfântă, vâzlim mereu spre marea de cristal. De ce te plângi când nu mai e lumină și ceața pentru o clipă în viața învins? Ești obosit și calea ți-e străină, privește acolo în port, e un far aprins. De ce te plângi când bolta e pustie și norii grei umbresc cărarea ta? Căci sus acolo e o patrie divină, e numai zi acolo, curaj, nu dispera. De ce te plângi când frații tăi de cruce te-au părăsit ca tot ce omenesc? Căci pentru tine un glas duios și dulce îți spune azi, eu nu te părăsesc. Gata cu plânsul. Eu n-aș plânge dacă nu era treaba cu o lanzăpină. Voi n-aveți voie să plângeți. Pentru că avem un Hristos puternic aici la masă. Noi mici și El tare, mare. Vreau să închei spunându-vă că astăzi, aici, cina ne ajută să-i vedem pe ceilalți. Există zile în săptămână când parcă văd cornițele voastre. Îmi vine să vă pipei, să văd. Văd bine sau nu văd bine. Dar asta întotdeauna până ajung aici. Și când mă uit, văd numai fețe de înger. Îngeri mai mici, îngeri mai mari, îngeri mai tineri, îngeri mai bătrâni, îngeri cu burtă, îngeri cu chelie, îngeri cu aripă sau un picior, îngeri cu diabet, îngeri. Încheiem spunându-vă că astăzi putem să-i vedem pe ceilalți. Am fost în Canada. M-am dus la o cafenea cu bătrâni din noi, știți, numai în filme vedeți. Numai eu eram tânăr acolo. Stăteau și beau cafea. Ce mi s-a spus în cafeneaua aceea, își aduceau căinele de acasă, bătrâne. Deci venea cu canata, știai. Și beau cafeaua acolo și o lăsau acolo în cui. Veneau după masă, iar aduceau cana cu ei acasă, beau un ceai. Dimineața stăteau toți bătrâni acolo și se uitau să vadă la rândul de căni. Nu lipsea și vreo una. Când lipsea cana, vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu. Era clar că atunci se cânta din harfă, pastorul să se siza din ofici. Ce frumos să iei pe oameni și să spese de ei. Mă, slavă Domnului, cu cana în mână, dar să vedem astăzi, nu lipsește cana cuiva. Oare ce face fratele meu? Pentru că eu pe voi trebuie să vă văd ca pe niște oameni prin care Dumnezeu mă crește. Voi sunteți bucuria mea. Voi sunteți agonia mea. Voi sunteți șmirghelul meu. Voi sunteți ciocanul de multe ori, cărămida în cap. Sunteți frații mei. Toți oamenii pe care i-a așezat Dumnezeu lângă noi sunt așezați cu un singur scop. Să ne crească mari. Așa că nu mai blestemați întunericul. Aprindeți o lumină. Sunt frații mei pe care trebuie să-i văd în nevoile lor. Oameni pe care trebuie să-i slujesc. Oameni pe care trebuie să îi iubesc. Slujiți-vă unii altora cu dragoste. Iisus le spală picioarele și apoi zice: înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Ce să spăl picioarele?
Cum ai găsit pe picioarele cuiva? Bine. Și nu neapărat fizic, și fizic e bine să o faci, ci în mod spiritual. Spunea Luci mai înainte, aseară, Luci Mocoi, fratele, băiatul nostru Mocoi, m-am plimbat pe aici, pe Roșia, pe munți, nu știu, m-am pierdut. După ce am văzut o femeie, are 5 copii, locuiește într-o casă și nu are lumină electrică. Copiii nu știu ce-i beco. Anul 2018, ce mâine plec cu o mașină de alimente încolo. Mă poți ajuta cu ce zic, cu scutece, pastore? Scutece stau. 2018, lampă. A voști supărați pe telefoanele care le dați. Pe ceilalți trebuie să-i văd așa cum vrea Dumnezeu să-i văd. Oamenii la care trebuie să le fac un bine. Oameni pe care trebuie să-i îmbrățișez. Sunt oameni care trăiesc cu îmbrățișare 2 săptămâni. Cu un cuvânt bun, cu bătaie pe umăr. Frații mei ortodoxi, catolici, să vedeți cum se tem acum, stau pe la votări și acum mă numesc frate. Până acum, bă, secta! Noi uniți românii, nu m-am mort, suntem. Sau un necaz. Sub cruci se putrezește democratic aici, sus, pe deal. Sfinții și gunoaiele la grămadă, ungurii și românii, țiganii, putrezim. Vă mai spun ceva și gata. Să vă vedeți bine pe voi astăzi. Prin harul lui sunt ceea ce sunt. Să te văd pe tine astăzi, mare ești. Să văd pe ceilalți, frumos sunteți. Frații mei, nicio faptă nu va rămâne nerăsplătită. Poveste orientală citită de mine aseară, înainte de Olan Zepiner. O zis un împărat, era secetă, către toți supușii lui. Vreau să fac o serbare la palat în seara asta. Dar e secetă, aduceți fiecare ceva apă. Unii au venit cu cratiță mare. Alții au venit și au zis, împărate, uite, zice, mă duc și un păhărelul ăsta. Foarte bine, au zis împărate, tu într-o șapcă. S-au bucurat, au făcut un chef și pe aceea au zis împăratul, haideți să vă duc eu acum. La tezaurul meu. Au deschis trezorerie și au zis, cu ce te-a dus de acasă? Luați-vă de aici argintul și aurul. Ăla cu degetarul s-a crezut deștept. E fain așa câteodată să-l poți fenda pe Dumnezeu. Degetarul după tine și să cânti, dar n-am ce-ți da. Uite, Doamne, mi-am făcut datoria. Este niște apă aici și nu minți. Vei se cera decât vei semăna în viață. Nu vreau să mori singură și singur. Vreau să știu că atunci când mor tu și la firmele de pompe funebre le pare rău de tine, să le pară rău. Și să vină atâția oameni la tine la mormântare măcat că la fratele Traian Dorț. Să zic că toată lumea a plecat un sfânt. Deci, încă o dată și-am încheiat, da? Pe tine să te vezi mic, pe el mare și pe frații tăi frumoși. Ne ridicăm în picioare. Tată din cer, avem pâine pe masă. Prefă-o prin Duhul Tău cel Sfânt în trupul Tău. Și binecuvânt-o. Avem vin pe masă. Prefă-l prin Duhul Tău
în sângele Tău. Cine mănâncă trupul Tău și bea sângele Tău are parte de viață veșnică. Binecuvântă taina aceasta și fă-o pentru noi o bucurie astăzi. Tu vindeci, Tu sfințești, Tu dai putere, Tu dai biruință. Toată biserica se roagă și noi, slujitorii, frângem pâinea și în urma rugăciunii noastre, cei care nu se împărtășesc vor ocupa locurile pe scaune, după rugăciune. Iar cei care se împărtășesc vor rămâne în picioare. Se pot împărtăși toți aceia care au îmbotez la maturitate. Cred că Iisus Hristos este Domnul, s-au lepădat de Satana și s-au unit cu Hristos. Haideți să ne rugăm cu toții, Domnule, amin.
Să nu uitați că în urmă cu 2000 de ani, într-o zi de primăvară, Hristos s-a urcat pe Golgota din dragoste pentru tine și pentru mine. Și a stat pe cruce între cer și pământ 6 ore. După ce a fost scuipat, bajocorit, bătut, părăsit, lovit, împuns în cuie, ridicat sus, a îndurat blestemul și rușinea și bătaia și respingere pentru mine și pentru tine. Acolo la cruce vă ducem. Acolo la cruce. Noaptea în care a fost vândut, Iisus a luat o pâine și a mulțumit lui Dumnezeu pentru ea. Pentru că nu poți băga nici pâinea fizică pe gură fără să mulțumești celui ce face grâu să crească și îți dă ție dinți să poți mânca. Da, apoi mâncarea asta spirituală, a luat o pâine, a binecuvântat-o, mulțumit Tatălui și a spus: luați, mâncați, acesta e trupul meu care se frânge pentru voi, Biserica Sfânta Treimii din Beiuș și toți frații și surorile noastre care și-au binecuvântat pâinea și vinul acolo în casele lor, în spital, în temniță. Luați, mâncați!
este al meu. Avem în mâna noastră un pahar pe care Hristos în urmă cu 2000 de ani l-a împărțit ucenicilor. 2000 de ani cuvântul acesta răsună. Acesta este sângele legământului cel nou care se varsă spre mântuirea și iertarea păcatelor voastre. Vă spun, zice Domnul, că nu voi mai bea cu voi din acest rod al viței până în ziua în care îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu, deci Biserica Sfântă Treime și toți frații noștri, de aproape sau de departe, care sunt cu noi împreună în Duhul, luați și beți. Haideți să ne ridicăm cu toții picioare. Vrem să mai facem ceva înainte de a cânta. Vedeți, eu nu pot. Suntem oameni, bucată de carne, nervi, puțină școală, puțină răbdare. Numai Dumnezeu te poate convinge în dimineața asta. Nu vreau să tac,
Poate ești aici pentru prima dată sau poate că mi-ai venit aici. Poate că ai mai fost expusă sau expus cuvântului lui Dumnezeu așa cum e scris în Sfânta Scriptură. De 3 zile de marți de la rugăciune am fost avertizați că Dumnezeu are un plan mare aici, astăzi. Și că diavolul vrea să-l distrugă și am văzut că a încercat. Întotdeauna biserica noastră nu are alt plan decât ca sufletele oamenilor să fie mântuite. Asta e planul nostru și diavolul ăsta vrea să-l strice. Și vrea să strice cu tine, nu cu noi. Și vrea să spună să stai acolo. Poate că ai crescut într-o biserică. Poate că știi cântările care le-am cântat noi. Nu toate, dar știi din ele multe. Poate că părinții tăi te-au dus la binecuvântare. Poate că ai avut Biblie prin casă. Poate că bunicii tăi au fost oameni care au știut ce să spună. Sau poate ești aici, tânăr, încă mai crezi că toate sunt la picioarele tale, toate cu o singură condiție, să te supui celui ce a supus toate lucrurile, Iisus Hristos. Dacă este cineva în dimineața asta care vrea să se întoarcă la Dumnezeu, aștept să vină aici în față, mânat de Duhul Domnului. Numai Duhul Sfânt poate să facă minunea asta. Te pui pe genunchi și tu. Eu vă chem la Iisus Hristos, nu vă chem la un cult, la o formă de... Poate că de ani de zile pe calea aceasta, bâșbâi, fii binecuvântat și tu, pune-le pe genunchi. Noi suntem niște păcătoși mari. Numai Dumnezeu ne ține în viață. Mai este cineva care vrea să se pocăiască astăzi? Să lase lumea asta spurcată. Dumnezeu să vă binecuvinteze și pe dumneavoastră. Și pe tine. Mai vrea cineva să se întoarcă la Dumnezeu? Să-și dedice viața unui creștinism militant, practicant. Să o rupă cu păcatul definitiv. Mai vrea cineva în dimineața aceasta să-i spună lui Dumnezeu: Doamne, eu sunt o păcătoasă, sunt un păcătos, ai milă de mine. Te-a dus satana pe la porci și-a bătut joc de tine. Tata te așteaptă în prag, vino acasă. Nu-i viața acolo. Un fiu risipitor, căruia Dumnezeu a dat tone de binecuvântări până acum. 10 secunde. Acum ori niciodată, române. Domnul să te binecuvinteze și pe tine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Primește harul pocăinței astăzi. Yeah.
Vreau să închidem ochii. În timpul acestei cântări, Duhul Dumnezeu îmi spunea: vreau să mai am har mult astăzi pentru un soț și o soție, un cuplu. Și dacă Domnul zice să mai lăsăm ceva, hai să lăsăm. Te cheamă Dumnezeu să-ți iei soția de mână? Poate că sunteți tineri căsătoriți, poate mai demult. Și spui: ăsta e votul nostru. Vot pentru Iisus Hristos. Începând de astăzi, gata. Viața trece ca o suveică în mâna țesătorului. Un fir de iarbă care se arată puțin și apoi se usucă. Până seara, cosită iarbă uscată. Venim cu viteza luminii și plecăm cu viteza luminii de pe pământul acesta. Și nimeni nu mai știe de noi. Dumnezeu îți mai dă har. Poate ultima dată. Vreau să mulțumim Dumnezeu pentru ziua aceasta. Toată biserica mulțumește Domnului. Toată biserica înalță pe Domnul rugăciune.
Mulțumim, Doamne, pentru dimineața aceasta. Pentru toate numele Tău să fie lăudat și binecuvântat. Abia așteptăm până de seară să fim la botez, să vedem cum oamenii se întorc la Tine. Să mai vedem încă o dată minunile Tale. Pregătește ziua aceasta. Fă o zi sfântă și fă o zi de victorie pentru România. Cum decizi Tu așa să fie? Tu ești Domnul nostru. Te iubim, sărutăm mâna Ta. Pentru toate numele Tău să fie lăudată în veci de veci. Amin. În veci de veci. Amin. Și împreună să zicem și harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea Tatălui din cer și împărtășirea Sfântului Duh să fie și să rămână cu noi. Amin. Ocupați locurile, îmbrățișați. Cei care se botează s-au hotărât acum să o facă. Vor rămâne aici pentru fișă. La ora 4, la ora 3 jumate, vă rog să-mi iertați, ne întâlnim cu toți candidații aici, la 3 și jumătate. Și săptămâna viitoare, nu, eu nu mai știu acum ceasul ăsta, ce-i cu el? La sfârșitul lunii? O zis că nu-l mai mută, sau îl mut acum definitiv, nu mai știu. Eu mi-am stricat două tot mutându-l. Deci ne vedem după masă și sărbătoarea mulțumirii o avem peste două săptămâni. De astăzi sunt două săptămâni și ordinarea primului lot de diacon. Să aveți o zi frumoasă, fii binecuvântată în România, oriunde te afla. O zi bună!